Deci, dragii mei, viața de credință, în contextul acesta în care noi ne aflăm al vieții, este ceva practic, ceva care tangibil. Este o dimensiune în care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin exemplul lui Hristos, vrea să ne aducă pe fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului. Se spuse puțin mai înainte că să nu vă strângeți comori pe pământ. Acum, nu vă îngrijorați. Dacă puteți și aveți de unde să strângeți, strângeți. Dar dați-le înainte de, știți cum e, de punctul terminus. Terminus al vieții noastre. Încercați, unii au trecut, au rămas cu comorile strânse și Biblia spune că nu știe cine le va lua, ce se va întâmpla pe linia genealogică. Dar atunci când ai lucrurile pe care Dumnezeu sau Dumnezeu te-a binecuvântat cu ele, trebuie să avem și înțelegerea felului în care bogățiile acestea să le transferăm în împărăția lui Dumnezeu. Așa ne învață Dumnezeu. Pentru că acolo este un loc de siguranță. Acolo este un loc unde nu pot fi, mă uitam într-o doar așa, cum mă uit mai rar pe la ce se mai întâmplă în lumea asta, așa niște băieți iscusiți, în loc să dea slavă lui Dumnezeu că le-a dat o minte ageră, cum se numesc ăștia? Hacker? Așa. Care butonau ei cum au reușit să decodeze, să spargă, nu bănci, să sară banii din tonomatele alea, doar țineai coșul. Deci, unii muncesc și alții se satură. Domnul spune că aici nu e nimic în siguranță. Aici cineva le va fura, aici se deteriorează. Dar dacă noi le vom transfera în împărăția lui Dumnezeu, înțelegând nevoia celuilalt și fiind sensibil atunci când ne stăm putință să venim în ajutor pe toate sau în toate formele prin care noi putem să ajutăm, ajutorul nu înseamnă totdeauna numai bani. Și o vorbă dulce, o vorbă bună, care mângâie, care încurajează, care îmbărbătează. Slăviți să fie numele Domnului. Deci, în Faptele Apostolului, capitolul 3, vreau să ne uităm la doi oameni curajoși, să-i observăm întâi pe acești doi. Ce ocupații aveau oamenii aceștia? Scriptura spune felul următor. Și vom da citire. Și în versetul 1, Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om rob din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și clăstele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poartă frumoasă a templului, ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplase, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot rodul mirat a legat la ei în priforul zis al lui Solomon. Amin. Deci iată ce frumoasă istorisire, ce frumoasă istorie reală petrecută prin experiența unor oameni care și-au înțeles chemarea, și-au înțeles smerirea, și-au răspuns punului Dumnezeu, punându-și viețile lor la dispoziția lui Dumnezeu, în modul în care ei au înțeles suficient de clar că a spune viața la dispoziția lui Dumnezeu
trebuie să fii gata să-ți dai viața. Amin? Să o consumi până la maxim. Dar de fapt, când lucrul acesta, nu pierzi nimic, ba din contră, câștigi. Slăvi să fie lumea Domnului. Că cine își dă viața în felul acesta, o va câștiga. Viața lui va avea o continuitate veșnică în lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și în răsplătirile pe care Domnul le va da cu atâta bucurie. Slăvi să fie numele Domnului. Numai odată tu trebuie, spunea poetul unei cântări, și cui ai vrea să îi slujești. Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să o predai. Atât Petru cât și Ioan, acești discipoli, acești ucenici ai Domnului Iisus Hristos, au auzit cândva chemarea și au răspuns chemării lui Iisus. Amin? Erau oameni ca și noi, erau vremuri grele și atunci, aveau familii, mai puțin Ioan se pare la momentul acel, dar promptitudinea care ei au răspuns a fost cel mai înțelept pas al vieții lor pe care l-au putut face vreodată în a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Vedem că astăzi, și nu numai astăzi, ca și în alte perioade ale lumii, actul acesta de a-ți da viața lui, de a-ți dărui viața în mâinile lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, nu a fost așa de bine primit și înțeles de oameni. Ioan relatează în primul său capitol din Evanghelia după Ioan că Iisus Hristos, care s-a întrupat prin Fecioara Maria, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, a venit la ai săi, adică la cei din neamul lui Maria, la cei din neamul lui Avraam, descendenții lui Avraam, poporul lui Israel. Și ai săi, Scriptura spune că nu l-au primit. Puteți să vă imaginați? Ne uităm și vedem astăzi cu stupoare cât de mulți oameni au aceeași atitudine de respingere a lui Hristos. Pentru că nu-L cunosc, pentru că nu vor să-L cunoască și pentru că nu știu cine este și ce aduce de fapt Hristos. Unia care îl poate primi ca Domn și Mântuitor. Slăviți să fie numele Domnului. Aveam o întrebare și vreau să nu uit. Dacă vreun tânăr de-al nostru pe aici a scăpat de binecuvântat în timpul rugăciunii, e cineva dintre noi care nu a fost nimeni să roage pentru el? Avem un copilaș pe aici, un tânăr, un adolescent, da? Toți ați primit o binecuvântare, da? Glorie Domnului! Vrei să fie numele Domnului! Ne întoarcem și observăm ce preocupare aveau oamenii aceștia. Acum, dragii mei, aș vrea să înțelegem că, uitându-ne în Cartea Faptele Apostolilor și văzând evenimentele relatate de evanghelistul Luca, ele ne pot stârni și inima noastră în măsura în care înțelegem cum putem să ne cheltuim viața într-un mod iregretabil. Oamenii aceștia, atât Petru cât și Ioan, ceasul al 9-lea era cam 3 după amiaza la noi. La ora aceea ei mergeau la templu ca să se roage. Îi vedem preocupați de chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Ei au înțeles că s-a terminat cu pescuitul, chiar dacă au fost poate momente în care au mai, așa, în latura aceea melancolică a vieții lor, să-și mai aducă aminte de momentele de pescuit, dar cele mai frumoase au fost când a fost Domnul Iisus cu ei. L-au văzut ei așa ispravă mare decât atunci când Domnul a vorbit și mreajele s-au umplut de pești. Dar cu toate acestea, Petru n-a uitat că Domnul i-a spus: vei fi și te voi face un pescar de oameni, slăvit să fie numele Domnului. Fiecare dintre noi trebuie să fie auzit, sau dacă n-am auzit până acum, să știți că veți auzi în măsura în care doriți și vreți din toată inima să auziți
ceva de la Domnul cu privire la chemarea pe care Dumnezeu o are pentru viețile noastre. Ca și credincioși, ca și parte în Biserica lui Hristos, fiecare mădular își are rânduit de Dumnezeu o funcție în trupul spiritual al lui Hristos. Deci nu există ceva în plus. Spunea un frățior dulce și simpatic, a spus: oameni buni, să nu credeți că firele de din nas sunt întâmplătoare. Și ele au un rost, nu? E un filtru. Așa că fiecare lucru care Dumnezeu l-a rânduit în trupul nostru, ca și mădulat organ, au un rost bine stabilit de Dumnezeu. Deschiderea noastră spre chemarea și planul lui Dumnezeu este foarte importantă. Noi vorbim aici în părtășia noastră, la nivelul nostru ca și adunare, în înțelegerea pe care o avem și am vorbit despre lucrurile acestea, cum că noi ne mai declarăm și a fi o biserică apostolică. Și vrem să fie, să nu fie doar vorbe, ci să ajungem la realitatea acestei dimensiuni spirituale, așa cum au experimentat-o apostolii odinioari. Și nu numai ei. E funcționabilă. Astăzi, în multe locuri, prin mulți oameni care au reușit mai mult decât am reușit eu și poate dumneavoastră. Dar să nu pierdem din vedere că, de fapt, o lucrare apostolică are ca țintă vestirea Evangheliei, vindecarea oamenilor, eliberarea oamenilor, da? În primul rând, mântuirea, vindecarea și eliberarea oamenilor. Și apoi, lucrarea aceasta a adăugării fiecărui unde, în trupul lui Hristos, până se va împlini numărul celor aleși pe care nu-l cunosc nici eu și probabil că nici dumneavoastră. Așa că trebuie să continuăm să vestim Evanghelia. Nu știm cine mai urmează. Cineva trebuie să audă. Iar cineva trebuie să vorbească. Slăvit să fie numele Domnului. Petru și Ioan s-au dus animați de dorința aceasta la templu, spune acolo, la ceasul rugăciunii. Cu siguranță, ei știau că acolo este noua baltă de pescuit. Au schimbat bățile. Acolo mergeau cu mreaja, când au fost înainte, și aici mergeau cu Evanghelia, la templu. Ca să spună oamenilor care aveau nevoie să afle despre Hristos, despre Mesia, că a venit, că a murit, că a înviat, așa cum vedem, face în capitolul 2, cu multă tărie, acest om, acest apostol, Petru, slăvit să fie numele Domnului. Iată ce întâmplă ei în drumul lor, ce întâlnesc în drumul lor. Era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă. Dacă ne uităm în tabloul acesta, putem să facem anumite speculații. Ori erau prietenii lui care îl cunoșteau și din milă îl duceau acolo să mai primească și el cât un bănuț de la cei care, știi cum e, îi lăsa inima să facă acest gest. Ori erau cei din casă, din familie. M-am gândit de ce au trebuit ei să-l ducă în fiecare zi la poarta templului. Nu știu dacă zilnic ar fi primit ceva. Sau nu era de ajuns. Sau pericolul ca și cei din familie să beneficieze pe urma lui. Vedem ce se întâmplă în societatea de astăzi. Cert este că intervenția lui Dumnezeu prin Petru și prin Ioan rezolvă nevoia într-un mod în care nu s-au gândit nici cei ce-l duceau acolo și nici el care era în situația în care se afla. Dumnezeu te surprinde. Dumnezeu ne surprinde. Când nu te aștepți, când în modul obișnuit, știți cum e, aștepta să vadă după zi ce se poate culege, ce bănuț poate să numere, a venit un ceas al minunii prin grijă lui Dumnezeu în viața acestui slăbănor din naștere. Slăvit să fie numele Domnului. Asta ne vorbește nouă despre grija lui Dumnezeu
despre Dumnezeu care nu uită de tine, Dumnezeu care cunoaște nevoile și situațiile în care te confrunți și așteaptă de fiecare dată ca să te încrezi în El. Numai că această imagine ne responsabilizează dincolo de slăbănoc și pe noi. Pentru că omul acesta se pare că nu avea acea înțelegere ca să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru vindecarea lui. Dar a avut-o apostolii. A avut-o pentru și noi. Lucru pe care noi l-am experimentat și trebuie să continuăm să-l experimentăm, chiar dacă sunt situații, și cunoaștem aceasta, unde ne-am rugat și lucrurile nu s-au schimbat în modul în care ne-am fi dorit noi. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, cum a fost cazul cu Viorel, a hotărât ceea ce este mai bine pentru sufletul Lui. Aduceți-vă aminte că Ezechia, nu? A cerut să-i se mai dea 15 ani de viață. Și a insistat ca Dumnezeu să mai prelungească fiul vieții lui. Dar n-a fost benefic pentru viața lui. Dumnezeu, până la urmă, i-a răspuns. Însă sfârșitul a fost trist. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu și atunci când ne rugăm că Dumnezeu, care ascultă rugăciunea și în baza voii sale, va soluționa fiecare caz pe care noi îl aducem la cunoștința lui prin rugăciune. Nu trebuie să ne supărăm pe Dumnezeu pentru că nu a răspuns așa cum ne-am dorit sau am așteptat noi. Ci trebuie să avem întotdeauna încrederea că totdeauna Dumnezeu face ceea ce este mai bine și mai bun pentru viața omului. Slăviți-L pe numele Lui. Ați observat, sunt oameni care în necazul lor au strigat pe Dumnezeu și nu a fost o izbăvire pe care au așteptat-o. S-au supărat după aceea pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului și însuși Mântuitorul spune să aveți credință în Dumnezeu. Să avem încredere în Dumnezeu pentru că întotdeauna Dumnezeu nu greșește. El are rezolvările cele mai bune. Trebuie doar să înțelegem ce implică într-un caz sau în altul ca o lucrare a lui Dumnezeu să fie realizată după voia lui Dumnezeu. Nu putem să ne spălăm pe mâini, să spunem așa, a avut Dumnezeu acolo unde sunt condiții pe care Dumnezeu ni le descoperă, acolo unde sunt anumiți pași pe care Dumnezeu ni arată și le responsabilizează. Au fost oameni pentru care m-am rugat și s-au vindecat, chiar dacă medicii sau diagnosticul a fost clar, nu mai este nicio șansă din punct de vedere uman, medical. Ce e cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu. Amin. Au fost cazuri pentru care m-am rugat și oamenii au trecut din viață. Dumnezeu hotărăște. Slăviți să fie mai mult. Dar acolo unde ne sunt anumite lucruri descoperite, ține și de noi. Ei bine, omul acesta are fericita zi a vieții lui să schimbe într-un mod radical direcția vieții și a trăirii lui prin intervenția puterii lui Dumnezeu. Atunci când, iată ce spune cuvântul Domnului, era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și le-a zis, uită-te la noi! Și el s-a uitat la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Obișnuința. Dă cuiva ceva azi, mai dă și mâine, mai dă și poimine. A patra oară când te întâlnești cu el, se uită la mâna ta. Simt. Deci el a trăit în felul acesta. Dumnezeu face schimbări radicale pentru că El poate să schimbe ceea ce nimeni altcineva nu poate să schimbe. Slăviți să fie numele Domnului. Ei bine, asta nu ne scutește pe noi să avem înțelegere.
Asta nu înseamnă că trebuie să ne lipsească mila în anumite situații în care Duhul lui Dumnezeu ne arată o nevoie. Și trebuie să fim gata să o împlinim în măsura puterilor noastre. Slăviți să fie Mare Domnul! Această întâlnire a lui Ioan și a lui Petru cu slăbănogul aduce omul acesta într-o nouă dimensiune a vieții. Slăviți să fie Mare Domnul! Trebuie să observăm cum acești oameni în nevoie sunt puși în drumul nostru. Și când ne uităm către ei, sunt, pot să spun așa, patru lucruri care trebuie să se realizeze în viața acestor oameni. În primul rând, mântuirea. În al doilea rând, vindecarea. Eliberarea, care e un alt factor. Eliberarea de sub posesii demonice în care se poate afla cineva. Și în al patrulea rând este lacra material. Când poți să-l ajuți pe săracul despre care Domnul Iisus Hristos a spus că îl vom avea totdeauna cu noi. Apostolii au învățat pe ceilalți și a spus, aduceți-vă aminte și de cei săraci. Deci, toate aceste patru criterii de lucru, de viață, de implicare, trebuie să devină funcționabile în viața noastră, a credincioșilor, a slujitorilor, a oamenilor și femeilor credinței, slăviți să fie numele Domnului. După ce Petru și Ioan, interesant, mă gândesc dacă aveau oameni știa ceva bănuți la ei, nu ar fi pus puși într-o dificultate? Câteodată poate e mai ușor să dai un ban decât să te rogi să transpiri, nu? Aleluia! Dacă ai și nu e o problemă, poți să oferi cuiva și spui, la revedere, am problemele. Implicarea în modul acesta de multe ori consumă, ne consumă. De ce? Pentru că momentul acela în care ei acționează are de-a face cu un alt moment în care ei au stat în prezența lui Dumnezeu și în părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. Are de-a face cu timpul acela consumat în post și rugăciune. Deci e mult mai mult decât aici vedem efectul a ceea ce era în spate. Slăviți să fie numele Domnului. Dar cu toate acestea, la momentul acela, ei neavând altceva decât ceea ce de fapt Dumnezeu a dat, observați, spune cuvântul Domnului, atunci pentru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Vedeți, Petru și Ioan au folosit autoritatea supremă. Știți care este autoritatea dată bisericii? Este numele lui Iisus Hristos. Aceasta este autoritatea. Duhul Sfânt care ne-a fost dat, acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 1 spune și voi ne spune o putere. Amin? Autoritatea este Hristos și puterea vine prin Duhul Sfânt. Ele merg împreună. Ele acționează împreună. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă eu consider că am putere și încerc să exercit această putere într-o situație sau în alta, fără să spun în numele Iisus Hristos, nu funcționează. Pentru că toate se supun Lui. Măriți să fie numele Domnului. Pentru că Lui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea vedem că ucenicii, și dacă ne uităm și în Marcu, capitolul 16, acolo spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Da? În numele meu vor scoate dragi. În numele meu vor face minuni. Deci, toată manifestarea aceasta în nevoie celorlalți vine în baza acestei autorități care este Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Partea noastră este să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt pentru ca în astfel de situații folosim numele Domnului împreună cu puterea care este prin Duhul Sfânt adusă în noi să avem rezultatul pe care îl vedem în viața acestui slăbănog.
După ce l-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus, îndată i s-a întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărit și lăudând pe Dumnezeu. Reacția omului acestuia, care pare așa pii și logică, nu? După atâția ani de zile stat într-o neputință, imobilizat, la mâna altora, ceea ce tu n-ai trăit și n-ai experimentat niciodată de când ai fost născut să umbli, el experimentează. Minune mare a lui Dumnezeu. Și omul acesta nu putea să-și mai stăpânească bucuria. A început să sare, nu? Să sare, să umble și să-L laude pe Dumnezeu. Dar de aici, dragii mei, aș vrea să înțelegem că atunci când venim cu probleme și nevoile noastre înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să facem același lucru atunci când ajutorul lui Dumnezeu vine în viața noastră. Au venit la Domnul odată 10 leproși. Și pe toți zice că Domnul i-a vindecat. Din 10, numai unul s-a întors să-i mulțumească. Ceilalți s-a întrebat Domnul Iisus, unde sunt? Oare n-au fost și ei vindecați? Faptul că uităm atunci când primim ajutorul, când primim răspunsul, când primim binecuvântarea lui Dumnezeu să-i mulțumim, nu este o atitudine bună și va trebui să vegem și să observăm din aceste cazuri pozitive relatate în Scriptură, cum trebuie să venim și noi înaintea lui Dumnezeu cu bucuria de a-i mulțumi și de a-L lăuda pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Un alt lucru care e foarte important aici și trebuie să ținem cont și de el. Tot norodul a văzut. Era cunoscut de cei care în mod frecvent mergeau la templu și știau unde îl știau și mulți dintre ei probabil și-au întins mâna și i-a dat un ceva să-l ajute. Doar că nu mai văd acolo. Slăviți să fie numele Domnului. Asta ne vorbește despre faptul că El poate. El poate să schimbe situația ta. El poate să schimbe locul tău cu un altul mai bun. Amin? Aleluia! E puterea lui Dumnezeu care intervine și aduce în peisajul acesta al vieții lucrurile în favoarea ta. Pentru că cineva este alături de tine și se roagă. Pentru că tu îți pui încrederea în Domnul și cere ajutorul lui Dumnezeu și te vizuiești pe numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Și vor fi oameni care vor vedea lucrul acesta. Și e nevoie și astăzi ca mulți să vadă că Dumnezeul despre care vorbim și ne credem este un Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui. Să dăm prilejul acesta ca Dumnezeu să fie cunoscut de ceilalți. Ceea ce va atrage mult mai puternic atenția oamenilor către Dumnezeu și interesul lor spre cunoașterea acestui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau, știau cine era. Și i-a cuprins mirarea pe toți. Slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, acum mergând spre al patrulea punct pe grila aceasta valorică, mântuire, vindecare, eliberare și ajutorare. Cum rezolvă Dumnezeu problema acestui om care stătea la mila celorlalți? Îi le dă o sănătate de plină și el poate după aceea ce să facă? Să muncească și el, să dea lați. Aleluia! Mai sunt oameni care de dragul unei știu pensii, ajutor social, pe aici sau pe experimentalitate, acceptă să rămână în neputință decât să fie vindecați și să muncească. Ați întâlnit de așa? Însă partea cea mai bună, pentru că vedeți, dacă rămân într-o situație în care doar să primesc, doar să primesc, doar să primesc, doar să primesc și viața mea se consumă trăind cu mâna întinsă, imaginează-ți că va veni ziua când Dumnezeu va răsplăti și n-are nimic ce să-ți dea. Pentru că ai trăit doar primind și n-ai dăruit. Asta e un cordon nou. Mulțumesc, frate. Credeam că au băgat ce așa făcut. Glorie Domnului. Haideți să privim în acest context ca să realizăm
Care este de fapt partea bună pe care trebuie să o alegem în fiecare situație a vieții noastre? De multe ori există un alt fenomen păgubos. Acela al autocompătimirii și pentru că tu strângi de milă, îți face tare bine când mai vii și alții să strângă de milă. Nu vrei schimbare. E mult mai bine să fii tu cel care să poți să ajuți, să poți fi o binecuvântare, să poți fi o încurajare pentru oamenii nevoi, decât să trăiești doar așteptând și așteptând și așteptând. A venit ziua când așteptările acestui om, acestui slăbănuc la Poarta Frumoasă, a luat sfârșit. Slăviți să fie numele Domnului. Aici vedem receptivitatea acestui om atunci când Petru și Ioan i-au vorbit. Vedem pe Petru și Ioan care și-au înțeles chemarea. În tot contextul acesta putem observa frumusețea grijii lui Dumnezeu pentru viața oamenilor, indiferent de problemele cu care se confruntă. Puterea Lui, garantată, care nu poate fi depășită de nicio situație. El e mai presus de tot și toate. Numai că în puterea Lui Dumnezeu trebuie să înțelegem și într-o voie a Lui Dumnezeu. Legat de ceea ce spuneam vis-a-vis de cazul care finalizează nu pentru o vindecare, neapărat. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm și să ne implicăm. Amin? Și trebuie să fim în această conexie, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să ne implicăm în nevoile oamenilor și să răspundem cu acea sensibilitate a inimii noastre, slăvit să fie numele Domnului.